Salut tuturor și bine v-am găsit la un episod din seria asta de GTA 5 Online aici cu Supra. Vom merge data asta să vedem dacă Supra se descurcă pe munte sau nu. Dacă vă place, vă zic de la început, puteți să apăsați butonul de like. Și noi merem acum pe lumea 6. Vreau să încheie episodul, nu știu ce. Ok, e doar decât ora 2. Rest nimica. Ok, no, hai, noi o să ne îndreptăm. Cum ne trebuie și fios. Chiar dacă eu pe contrasens acum, nu știe nimeni că am luat pe contrasens, ok? Deci nu vine nimeni pe aici. Acum vine, că am zis asta. Nu te buși. Hai. Hai că nu s-a speriat. O dăm frumos, stăm și noi în trafic ca oamenii. Nu mai stăm niciun trafic, că avem bandă goală, îi dăm. Adică, te rog frumos. Dar stai că ăștia se bagă. Mi s-a deschis puțin ușa, la nu-i bai. No, bun, hai să vedem dacă Supra se descurcă la Chiliad. Trebuie să observăm chestia asta, că Supra se descurcă la Chiliad. No, bun. Let's see. Pam, 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 pam. Uite aici o fleca. Fleca bang de-aia. Știți că în episodul trecut am făcut și level up la 91. Văd că Supra are ceva viteză. Eu ce s-o băiat ăsta. Fiera la naibii. Nu prea mă arată de mult pe drumul ăsta. De obicei eu îl luam pe la râu. Și nu prea mai știu curbele pe aici. Am luat pe partea cealaltă și pe la râu și sau pe la râu și intram prin baza militară, bla 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 bla. Doar luptăm și noi pe aici. Nu bun. Eu pe unde trec și eu în partea asta? Bine că... Bine că sufrează, că bine că Supra e mică și asta tocmai trage. Deci dacă ați văzut, deci dați puțin în spate filmarea, o să vedeți cum omul efectiv, când m-a văzut, a tras fix spre mine. Adică nu s-a gândit că hai să trag și eu în partea cealaltă. Hai să trag fix spre el. No, ok, ăștia se văd că se bube. O să mergem atunci trebuie să reparăm Supra și cred că iar am reclamă. Nu. Nu știu, sunt foarte când pun muzică pe clipuri pentru că în ultima vreme, bă, dădeai acolo, păi vrei să scuști o muzicuță de la nou copyright sound? Nu, că îți luai tu la fiecare melodie, la început îți luai reclamă, adică... Banana. Ceea ce nu mi se pare super wow sau mai știu ce, ce mai multe plictisește, mă dătam niciodată, știu că am luat o reclamă, efectiv, era o altă melodie, era reclamă, o melodie. Și da, o trească să o luăm pe acolo, dar mereu trebuie să reparăm Supra în oraș. Pam, 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 pam. Bă, și mai ziceți și voi în comentarii acolo să fac misiuni, să nu știu ce. Hai că asta a fost vina mea, pare rău, bușitor. Mai lăsați și voi acolo în comentarii, că vă spun că eu chiar citesc comentariile, dar doar să le lăsați. Mai întrebați moda aia de sănătate, de nu știu ce. Mai dați-mi idei, voi ce serie ați vrea să vedeți, ce n-am mai postat de mult și bă, și ați vrea să vedeți. Adică, nu, zic și eu, că cam pentru aia e făcută secțiunea de comentarii, adică, vreau să știu și eu, ca să fie bine. Bine, ce am n-am mai postat din seriile pe care le-am avut până acum, dintre alea vorbesc, ce n-am mai postat dintre alea de mult și ați vrea să mai vedeți pe canal. Hai să reparăm și Supra. Nu știu cât o să-mi iasă și pe Chiliad. Că deja am la 4.000 de să ajung până aici. Adică Îți spun, nu-i bai. Am bun, hai să-i dăm tare, că doar avem Supra.
Care probabil în viața reală, dacă ar fi să mă iau după bordul ăla, nu m-aș mai lua după bordul ăla. Dar ok. Îmi scuze, m-am descat. Pardon. Nu vreau să cad, bă, dar se face somn. Adică e un trafic asta așa lejeră din GTA, puțină muzicuță. Adică, sincer, eu dacă aș fi singur așa, nu aș filma. Bă, știi cu ce somn azi? Aș băga, vai. Bun, hai să vedem dacă urcă suprapăcilia fiind joasă. Mă bătea gândul să o ridic de suspensie ca să fie puțin mai ridicată, dar trebuie să o luăm pe aici pe sus. E bine că acum am un cont nou ce să vă postez și pot să vă arăt și vouă cum e GTA 5. Bun. Parcă pe aici prin dreapta. Da. La pietrele astea și da, ajungem la nebunii ăștia care sunt aici și sunt goi. Dar noi nu ne oprim aici. Noi mergem mai departe. Da, așa să-i facem și noi așa o poză la supra muntele ăla în față. Nu știu cum. Nu știu cum să-i fac poze, de mult. Uite așa. Nu-mi place cum se văd asta. Așa. Bun, gata, am pus poză de thumbnail. Hai că puterea are supra, nu-i problemă. Dar sper să nu, cu puterea asta să mă duc naiba pe lângă. Eu nu prea am căzut dăpăciliat de foarte multe ori. Dar am căzut în momentele care n-am fost acum, așa că se mai face și noapte. Uite aici Chiliadu. Dar chiar mă, la ce munte? Că pe ăla nu știu, cred că pot să ajung. Chiar sunt curios. Și să încerc eu să ajung cumva pe el, în elicopter și ceva. Vedem. Nu mai au acolo, mă duc direct pe aici. Am un loc. Bine că are și frâne, că altfel ceva nu era bine. Dar nu mai dau seama că așa, uite, am găsit. Nu vedeam drumul de Chiliad. Noi o luăm pe aici, chit că nu ăsta era practic drumul, dar și pe aici poți fi. El este gen scurtătură, ați înțeles. Bun, hai să-și vedem. Vă spun că se aude muzică, eu cel puțin aud destul de tare, de aia mă întreb, cel puțin o aud și mie să nu fie prea tare la voi. Deci, păi, uite, s-a și murdărit supra. Nu-i problemă. Se spală, iese la spălat. Și ajungem și sus. Bun. Pam, pam, pam. Uite că deja am ajuns.
acum să nu facem vreo nefăcută și în rest e totul bine. Uite bă ce fuge, ce fuge de fund pe pământ. Hai că am ajuns și pe Ciliad într-un final. Mai rămâne doar să ne aruncăm, să vedem cum se distruge supra, dacă se distruge, dacă nu, asta e. Dar trebuie să iau și eu pe aici, nu? Parcă. Câte rateuri dă motorul. De mă, uite, puște. Uite și... No, bun, hai să dăm și noi așa un vehicle. Un vehicle doar să-i dăm all. Wow. Până acum n-am văzut motorul asupra, dar atunci mic. Ok, let's see. Hai că s-au închis toate. Nu mă lasă. Stau așa ca să le dau. Te dau ăla aici, sperând că o să fugă și pe bagajul din ea. Oul. Cred că e cam gata. Am distrus și supra, am făcut și supra praf. Mai are doar neoane. Ce putem spune? Am avut și supra. Da, bă, încă e ok, adică mașina n-are nimic ca idee. Bun, cam asta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, un like acolo, un share, un comentariu și ne auzim data viitoare. Ceau, bun, pa, pa.